sfatul de drum bun vă este oferit de BT Leasing, partener al Napoca Rally Academy. Asta înseamnă că suntem în legătură directă cu Bogdan Marișca, pilot și instructor de conducere defensivă la Napoca Rally Academy. Bogdan, mă bucur să ne reîntâlnim și astăzi la sfatul de drum bun. Salutare, Radu, salutare tuturor! Vorbim din nou despre un lucru îngrijorător, din ce în ce mai multe accidente avute loc produse de tineri fără experiență, aflați la volan, poate tineri care de-abia și-au obținut permisul de conducere și din cauza teribilismului, probabil, se întâmplă nenorocirile astea. Cine e de vină? Cum îi putem educa? Cine ar trebui să se implice mai mult în educația acestora? Vorbim doar despre responsabilitatea familiei sau sunt și alți factori ce pot interveni? Mă refer poate la instructori auto mai bine pregătiți, niște școli auto ceva mai exigente cu acești tineri. Ce putem face pentru a nu mai avea parte de aceste numeroase accidente din cauza teribilismului? Da, Radu, foarte bună întrebare. Nu știu cât timp avem la dispoziție, probabil că ar trebui să răspundem în câteva zile, săptămâni la povestea asta. Nu e doar o problemă pe care o regăsim în România. Grupa de vârstă la care ne referim, să zicem 18-24 de ani plus, dar din păcate în România ne putem gândi și la anii, grupa de vârstă 15-17 ani, pentru că din păcate regăsim destul de mulți tineri care nu au permis și conduc mașina, iau mașina, împrumută mașina, fură mașina părinților sau nu mai, și regăsim pe șosele și din păcate regăsim și în statistici. Așa cum spuneam, grupa de vârstă 18-24 este cea mai expusă la nivel mondial, conform cifrelor, dacă vreți, și nu doar pe continentul european, ci și în țări civilizate din America de Nord, Asia, mai aici mă refer la Japonia și Coreea de Sud. Deci este cea mai expusă grupă de vârstă din perspectiva teribilismului în trafic și, din păcate, este și cea mai expusă grupă de vârstă raportat la anii la care ne referim, pentru că de 18-24 de ani vorbim de grupă de vârstă care are în componență 6 ani la rând, doar, și din punct de vedere statistic este grupa de vârstă care oferă cel mai mult accidente fatale. Așa cum spuneam, este o problemă pe care o găsim în toate țările civilizate. Cum am putea să-i ajutăm pe tinerii șoferi, tineri șoferi, generic vorbind, și evident și pe cei care fac din teribilism un fel de a fi, de a înțelege cât de periculos este traficul. Și pentru că tot am vorbit despre teribilism, trebuie să înțelegem că din punct de vedere social, mersul cu mașina și ieșitul în evidență la volan, acel teribilism la volan, este o formă de a-ți câștiga o notorietate, o falsă și o greșită notorietate în fața prietenilor, audienței, a celor care te urmăresc în social media, din păcate, are foarte multe astfel de exemple, mă refer la Facebook, Instagram, TikTok și așa mai departe. Este ușor să faci să faci ceva ieșit în comun în trafic, după care să-l postezi, să-l vadă prieteni cât ești tu de cool. Din păcate, nu luăm în calcul și ei riscul la care ne expunem când încercăm să dovedim cât suntem noi de șmecher, dacă vreți. Și asta vine la pachet cu riscuri și implicit cu deznodământ mai puțin fericit, ca să nu spun tragic. Și pentru că m-ai întrebat ce am putea face, evident că familia are un cuvânt greu de spus și ar putea să facă mai mult. Instructorii de auto și școli de șofer iar ar putea să facă mai mult și aici vorbim despre calitatea școlii de șofer și nu vreau să intru neapărat în detalii pentru că poate să fie un subiect separat, dar calitatea școlii de șofer în România este, poate fi îmbunătățită. Avem școli de obținut permise și mai puțin școli de învățat să conducem mașina. Trebuie să știm că și din punct de vedere al numărului de ore pe care le avem la volan până să obținem permisul în România suntem foarte libertini. Ar mai trebui vorbit și despre ceea ce învață tânărul șofer în ultimii ani în familie, acasă, cum conduc părinții lui, cum fac părinții lui, cât respectă părinții și cei din familie în trafic fiind regulă de circulație, pentru că este o formă de educație, dacă vreți, de pe la 10-12 ani, cât și vede și înțelege copilul în mașină, fiind din atitudinea șoferilor, a părinților, a apropiaților la volan. Deci aici iară putem să ne gândim ce ar putea să facem fiecare dintre noi.
A trebuit să vedem că peribilismul vine și este asociat nu de puține ori cu consumul de alcool, cu consumul de substanțe interzise, respectiv de droguri. Și aici deja vorbim de mai multe paliere. Alcoolul este un inhibitor la nivelul cerebral, dar pe de altă parte îți creează senzația de un fals curaj, de o falsă dexteritate, dacă vreți, și asta la volan atrage după sine consecințe de care să vorbeam, respectiv consecințe grave, nu neapărat moarte, dar putem vorbi niște și despre răniri grave. La fel sunt și substanțe interzise, de aceea sunt și, evident, interzise, nu doar în România, ci în toate țările civilizate. Consumul de droguri la volan este asociat cu teribilismul și este interzis. Și a trebuit să ne gândim că noi, ca societate, trebuie să facem mai mult pentru acest tineri, pentru că nu e vârsta la care, evident, că ne gândim la foarte multe din lucrurile pe care le vom face în viață, nu luăm în calcul un dezlonământ trist al acțiunilor noastre, iar mersul la condusul pentru grupa de vârstă 18-24 ani este cea mai importantă, din păcate, sursă de accidente grave și mortale. Deci este cauza principală de deces pentru grupa de vârstă care vorbeam, 18-24, și în România, în mod particular, pentru grupa de vârstă 15-17 ani, pentru că avem o serie întreagă de tineri care au fost exponenții unui accident și poate să aibă permis de conducere. Da, discuțiile în familie, așa cum spuneai și tu, sunt foarte, foarte importante înainte de a-i da cheile de la mașină copilului și de a-l trimite în trafic. Mă rog, copilului, vorba vine, celui care a obținut permisul de condus. Probabil și o legislație un pic mai dură și să sperăm că se va îmbunătăți fenomenul ăsta. Nu vom mai vorbi atât de des, nu vom mai vedea atât de des accidente în care foarte mulți tineri își pierd viața. Cred că familia ar putea să facă mai mult din această perspectivă. Să aduce aminte că s-a trecut aproape o știre cu un tată, un părinte care își ținea copilul de 9 ani la volan. Copilul a făcut o greșeală, a avut o temporară cu un microbus și tatăl certa pe șoferul de microbus că n-a fost mai atent să evite pe copilul lui de 9 ani care era la volan. Când părintele și familia pune problema în felul acesta, evident că acel copil la 15, 16, 17 ani să se consideră un as al volanului. Și poate prima mașină ar trebui să nu fie una foarte, foarte puternică. Poate și aici e de discutat cu foarte mulți cai putere. Exact, trebuie să știm că afară, Radu, o mică completare, afară tineri începători la volan fiind sunt asistați de un șofer senior care are obligația de a-i ține sub control. Viteze de pasare pentru acești tineri sunt mai mici decât viteza legală permisă de legislație, cu 10-20 km/h cel puțin, iar acest șofer senior care îi asistă pe acești tineri, dacă în cazul în care acești șoferi tineri greșesc, este și el în culpă, este și el penalizat, poate să-și piardă și el permisul. Deci societatea lucrează mai mult pe acest palier, pentru că este, așa cum spuneam, grupa de vârstă cea mai sensibilă. Bogdan, îți mulțumesc foarte mult pentru discuție. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la alte sfaturi de drum bun aici la Europa FM. Seară bună, îți dorim! Seară bună tuturor și drum bun, să circulăm cu mare grijă și cu atenție. Oriunde mergi, orice faci, more music for free. Descarcă aplicația.